Grupul de voluntari ambasadorii bibliotecii au celebrat Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor într-un mod aparte. Cartea este zestrea ce pe toți ne împarte în cei cu cărți și cei cu carte. Dacă există o carte pe care vrei să o citești, dar nu s-a scris încă, atunci tu trebuie să o scrii. Împreună cu sute de elevi ai școlilor din Năvodari, voluntarii au citit în liniște preț de câteva minute chiar pe treptele Casei de Cultură. În acest fel s-a dorit încurajarea lecturii și promovarea imaginii bibliotecii. Am organizat un flash mob cu școlile din orașul Năvodari. Toți copiii au stat pe scări cu câte o carte în mână și au avut 5 minute de lectură. Ne dorim să încurajăm în felul acesta lectura, să promovăm imaginea bibliotecii și să fie cartea un fel de vedetă. Elevii au avut astfel ocazia să lectureze volume pe care nu le-au mai citit. Toți au primit semne de carte pentru o experiență mai facilă. Îmi place să citesc poezii, mai ales de Mihai Eminescu. Și consider că această carte este cartea copilăriei și că și îndemn pe orice copil să citească această carte. La Casa de Cultură se întâmplă foarte multe evenimente și în cadrul bibliotecii chiar foarte multe. Astăzi le mulțumesc și doamnelor directoare pentru că mi-au trimis câte 3 clase din toate cele 3 școli generale pe care le are orașul Năvodari. Aproximativ 300 de elevi aparținând tuturor unităților de învățământ din Năvodari au participat la acțiune.